Pentru că, începând de marțea trecută, fiecare zi este un risc pentru sistemul de justiție. În ultimii 3 ani, spre exemplu, au fost mai multe guverne care s-au schimbat în România, dar legislația anticorupție a rămas aceeași. De aceea DNA și-a făcut treaba și o face în continuare. Nu contează cine este la guvernare, contează ca legislația să fie bună, să fie eficientă, să putem să o aplicăm. Do you think that the government is supporting you? Se pare că nu. În acest moment, n-aș putea să spun că astfel de modificări ajută lupta anticorupție. De aceea aș vrea ca susținerea luptei anticorupție să se facă în mod real și prin fapte, nu doar la nivel declarativ. Dar n-avem nicio garanție că acest lucru se va întâmpla. Spre exemplu, ieri am primit de la Consiliul Superior al Magistraturii un proiect de lege din partea Ministrului Justiției să exprimăm un punct de vedere până în 10 februarie și acel proiect de lege era aproape identic cu cel abrogat duminică. Și în discuțiile cu colegii din Europa, care știu despre rezultatele noastre, aș vrea să vorbesc la timpul prezent, să le spun, uitați ce facem noi în România în lupta anticorupție și să nu vorbesc la timpul trecut, uitați ce am făcut și acum nu mai putem.